Galeria La Garda, Casa de Cultură Mihai Ursache a municipiului Iași, găzduiește în perioada 9-29 august expoziția de fotografie subacvatică Get Closer, semnată Alin Miu. Vizitatorii vor putea descoperi cele mai mici detalii ale animalelor marine, de la melci sau crabi până la rechin sau diavol de mare, habitatul, dar și culorile mării. Cadrele sunt macro sau portret și evidențiază detalii ce sunt greu sesizibile cu ochiul liber în natură. Alin Miu este pasionat de scufundări și de 15 ani face fotografie subacvatică, încercând să aducă la suprafață minunata lume a mărilor și oceanelor. Acesta împărtășește din experiența personală celor interesați de fotografia subacvatică pe un blog, la care se adaugă informații despre locații, ce tehnici a folosit și ce echipamente de scufundări trebuie să folosească un fotograf pentru a obține cele mai bune imagini. Una din regulile fotografiei subacvatice este să fii cât mai aproape de subiect. Atunci când subiectul umple cadrul, știi că ești destul de aproape să obții o fotografie reușită. Aparent simplu să fotografiezi animalele marine este foarte dificil, pentru că acestea se bazează pe regula de autoconservare și se retrag atunci când te apropii de ele. Ca fotograf subacvatic trebuie să ai cunoștințe despre animalul marin pe care dorești să-l fotografiezi, despre comportamentul său, arealul și modul în care poți să interacționezi cu acesta, a declarat artistul Alin Miu.